Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi rezolvăm o problemă. EA Sports a făcut-o din nou. Nu este EAFC sau FIFA care să nu aibă o problemă la început, care să nu-ți dea bătăi de cap cu ceva la început. Și știți cum s-a anunțat că s-a schimbat, s-a revoluționat movement-ul portarilor, s-a bam-bam, s-a alea-alea? Atât de bine l-au revoluționat, încât l-au stricat. Dar nici măcar nu l-au stricat. Doar l-au omis. Bă, nu știu cum să zic, bă. Eu am avut problemă în primele meciuri, pur și simplu. Dar pur și simplu, nu puteam muta portarul. Bă, de nicio culoare. Dădeam de right stick-ul ăsta, bă, și nu muta, bă, și nu se muta și nu aveam ce să-i fac. Am zis că gata, nu mai pot să mut portarul. Când colo, alta e chestia. Hai să mergem la setări. Ideea e că în momentul în care ți-ai făcut profilul ăsta de EAFC 25 și ți-ai dat import My Settings din EAFC 24, el a dat import, dar nu a dat cum trebuie import, ca să zic așa. Și cumva unele butoane nu acționau la fel. For some reason, ai right stick-ul de aici. Așa că, pentru a-ți putea muta portarul, te duci la Settings, la Customize Control și vezi că ești pe ești pe custom-ul cel vechi, cum ar veni. Ești pe custom-ul tău de la EAFC 24. Fii drăguț, du-te pe Classic, fă-ți-l din nou, eu schimb aici finesul cu sprintul, dă-i confirmation și acum o să-ți meargă, o să poți să muți iar portarul. E atât de prostesc. Mai sunt multe cuvinte pe care aș putea să răspund, dar e atât de prostesc. Atât trebuie să faci. Să te duci, practic să-ți resetezi customer. Nu mai am cuvinte. Hai, până data viitoare, like, subscribe, comentariu. Știai de chestia asta? Ai observat și tu că nu poți să-ți muți portar? Până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu mai bun decât voi. Hai, v-am pupat!